Avem mult mai puține locuri de parcare decât mașini în București, că este nu doar improbabil, ci total nefezabil să ne așteptăm ca fiecare mașină existentă acum în București să aibă un loc de parcare. Vă reamintesc de asemenea că discutăm astăzi despre locurile de parcare de reședință, ceea ce înseamnă pentru oameni. Și asta este un lucru important de reținut, că se va discuta puțin și despre firme. Ce ne dorim este o mai bună transparență. Trebuie să fie foarte clar cum se alocă aceste locuri de parcare. De asemenea, se mai rezolvă, gestionează niște particularități din viața acestui loc de parcare. Ce se întâmplă în cazul unui divorț, ce se întâmplă în cazul unui deces și așa mai departe. Sunt lucruri pe care, sigur, le putem dezbate. Avem o formă propusă, dar ea poate fi schimbată în urma dezbaterii. Vreau să vă spun de asemenea că știu că au fost multe discuții. Vreau să înțeleagă toată lumea ce înseamnă un loc de parcare. Avem o evaluare în acest moment pentru crearea 368 de locuri de parcare, dacă nu mă înșel. Costul pentru crearea acestor 368 de locuri de parcare este undeva la 4 milioane de lei, ceea ce înseamnă, rotunjind, aproximativ 10.000 de lei per loc de parcare. Ținând cont de faptul că de la anul fiecare loc de parcare va costa 500 de lei, el practic se amortizează în 20 de ani. Adică vreau să înțelegem foarte, foarte clar că în acest moment taxa pentru locul de parcare ajunge la un nivel de rezonabilitate pentru implementarea de locuri de parcare la suprafață. Bun. Și pentru că sunt atât de puține locuri de parcare, cred că este foarte important pentru a înlătura orice fel de suspiciuni ca modul în care ele sunt alocate să fie transparent. Regulile după care sunt alocate, de asemenea, trebuie să fie corecte. Un lucru important este că cererea pentru locul de parcare va putea fi depusă și online. Adică nu e nevoie să mai stăm la cozi, ci se va depune online cererea pentru locul de parcare și atribuirea locului de parcare. Avem în lucru un soft care va face toate lucrurile astea mult mai transparente. Dar este important de notificat că în această propunere, de menționat că în această propunere, cererea pentru locul de parcare se poate face online. Se poate face și online. Sunt persoane care poate nu au cunoștințele sau nu știu să depună online, ele vor putea în continuare să meargă la ghișeu, să depună cererea pentru locul de parcare, dar se va putea face și online. Nu este un pas intermediar, probabil că la un moment dat vom ajunge să depunem exclusiv online. Până la acel moment însă, pasul intermediar este că cererile se pot depune atât online cât și fizic. Un al doilea lucru foarte important de menționat este că în această propunere de regulament, atât solicitantul, cât și mașina trebuie să fie în sectorul 2. Să fie plătitor de impozite și de taxe în sectorul 2. Deci și mașina și posesorul. De asemenea, trebuie să existe ITP și RCA, dacă nu mă înșel, valabilă. Deci acesta este un punct important, posibil să avem dezbateri serioase pe acest punct. Vom afișa numărul de locuri de parcare libere, le vom afișa trimestrial, pentru a tot în ideea de a avea o transparență și de a ne asigura că nu există dubii asupra felului în care sunt alocate locurile de parcare. Au fost prevăzute modalități de renunțare la locul de parcare, modalități de
preluare a locului de parcare în cazul în care doi soți divorțează și cel care nu era titular rămâne cu apartamentul. Modalitate de efectuare a schimbului de loc de parcare între vecini, că e posibil ca doi vecini să dorească să schimbe locurile de parcare între ei. O modalitate de preluarea locului de parcare în caz de deces. Aici nu vă ascund că este o dezbatere destul de importantă. În cazul decesului unuia din soți, mie mi se pare cumva rezonabil ca locul de parcare să fie preluat de soțul care a rămas în viață, soțul moștenitor. Nu sunt foarte convins că ar trebui ca locul de parcare să poată fi moștenit, să zic așa, de către copii. Adică, din punctul meu de vedere, copilul, cel care este urmașul celui care a decedat, nu știu dacă ar fi ok și normal ca acest loc de parcare să poată fi lăsat moștenire. Mi se pare corect ca dacă o familie are o singură mașină, așa cum tot încerc să convinc cetățenii sectorului 2 ca o familie să aibă o singură mașină, poate n-ar fi corect ca în cazul unui deces și soțul care a rămas să-și piardă acest loc de parcare și mașina, dar în cazul unor copii nu sunt foarte convins că e cea mai bună variantă, dar o să vreau să ascult și ceea ce aveți dumneavoastră de spus. Acestea fiind spuse, cred că avem deja câteva, două mâini ridicate, o să rog pe Liviu. Bună ziua, m-auziți? Da. Vă mulțumesc pentru șansă, spor la dezbatere. Locuiesc în Colentina, în capătul cartierului, cum s-ar zice. Trebuie să aveți în vedere dacă vrem o dezvoltare durabilă pe partea de parcări, ca absolut toate locurile disponibile de parcat, inclusiv cele de pe margine, nu doar de cele de parcare de reședință, să fie taxate. Avem dube, avem camioane, avem mașini abandonate care ocupă locurile pentru că e gratis. Și ocupă locurile pentru că toată lumea știe că este greu ca și municipalitate să interacționezi și să faci demersurile necesare pentru ridicare sau curățarea rablelor, să zicem. Deci am lucrat cu poliția locală, am ridicat 16 rable în 2 luni. Dar în continuare avem aceeași problemă cu mașini care nu sunt din zonă, care pur și simplu parchează într-una pe locurile uzuale și doar cele de reședință pot fi disponibile pentru locatari. Deci, chiar dacă facem taxa mai mare, ar trebui să putem impune un abonament lunar, anual, cum doriți dumneavoastră, pentru toți locatarii din zonă. Pentru zona arondată. Mulțumesc. Aici este o filozofie pe care nu mi-e foarte clar dacă o să o schimbăm în acest moment și cu acest regulament. Filozofia la nivelul Bucureștiului în acest moment este că nu se acordă locuri de parcare decât individual, adică pentru persoană și pentru un loc anume. Nu se acordă locuri de parcare zonale, de reședință vorbesc. Vorbesc de locurile de parcare de reședință. Știu că există această propunere ca locurile de parcare de reședință să fie zonale, adică cineva de la un bloc să poată să aibă un loc de parcare în zonă și îl găsește, nu îl găsește, poate să parcheze azi undeva, mâine altundeva. Este un sistem folosit în străinătate, destul de folosit. Suntem conștienți de el, dar cred că această abordare trebuie să fie la nivelul Bucureștiului și în acest moment, la nivelul Bucureștiului, alocarea de loc de parcare se face per loc, per persoană. Am înțeles. Mulțumesc frumos. Ar mai fost o întrebare, dar sigur o să ridice cineva pe scurt și cu asta eu o să închei. Dacă zonarea fiscală, care împarte sectorul în mai multe zone, se poate face diferit pentru că periferia va costa similar cu centru. V-am adus și o solicitare în acest sens.
Deci mă interesează faptul că cei de la periferie vor plăti 500 de lei pe loc de parcare, pe loc de reședință, iar cei din centru 600 de lei, ceea ce chiar mi se pare puțin deranjant ca diferență. Adică trebuie cumva luat în considerare și ori să creșteți la ei, ori să scădeți la noi. Pentru că nu e corect. 20% diferență între ele. Periferia în acest moment, așa cum este definită, ea, pentru periferie, taxa este de 300 de lei pe an. Sunt patru zone, țin să vă reamintesc, patru zone pentru parcări, zona A, B, C și D. Zona A va fi 600 de lei, zona B 500 de lei, zona C 400 de lei și zona D 300 de lei. Este adevărat că sunt foarte puține zone C și D în sectorul 2, dar ele există. Se lucrează la o nouă zonare a Bucureștiului. Ultima zonare fiscală, dacă nu mă înșel, este din anul 2003. Se lucrează la o nouă zonare. Da, așa este. Mulțumesc. Mulțumesc eu. Domnul Ștefan Serafin. Bună ziua, mă auziți? Bună ziua, da. Sunt Serafin Ștefan și mă bucur că sunt în această discuție. O să intru cu ultimul punct pe care l-am auzit acum, cu intenția sau poate schimbarea filozofiei de la acordare individuală de loc de parcare la acordare zonală. Din experiența pe care o am eu personal în alte orașe, este o opțiune greșită, va genera probleme și mai mari decât sunt în acest moment. Pentru că mi se întâmplă să mă duc în alte orașe unde există acest gen de parcare zonală și să nu găsesc absolut niciun loc niciodată într-un anumit interval de timp. Cum deja Bucureștiul se știe că are mai multe mașini decât locuri de parcare, va fi tragicomic, să zic așa. Acum revenim la situația mea punctuală. Eu am depus la sector 2, la ADP sector 2, încă din 2016, o cerere de loc de parcare în zona Nada Florilor. Până acum nu mi s-a dat niciodată curs la acea cerere, deși între timp au apărut alte locuri de parcare în zonă. Ce vreau să spun? Exact pe strada aceasta, de aproape un an de zile de când cu pandemia, au fost create locuri de parcare, dar care, adică au fost desenat, au fost scurtat trotuarul, au fost create locurile de parcare, au fost trasate pe jos, au fost puși stâlpii cu locurile de parcare, dar înțeleg că nu s-a primit ok de nu știu unde ca să se atribuie acele locuri de parcare. Întrebarea numărul 1. Cât timp durează până efectiv devin disponibil? În acest moment acele locuri de parcare sunt locuri la liber, numai că v-aș invita să faceți o experiență, să veniți în 3 zile consecutiv la ce ore vreți dumneavoastră și pe strada aceasta, Nada Florilor, dacă veți găsi 10% locuri libere, este foarte bine. Adică în acest moment, teoretic, există create locuri de parcare, practic ele nu sunt atribuite. Dacă ele ar fi fost atribuite, probabil că aș fi intrat și eu să mi se atribuie un loc de parcare. Foarte scurt, aș vrea să vă răspund. Zona despre care vorbiți este o zonă foarte aglomerată cu foarte multe cereri de locuri de parcare. Locurile de parcare despre care vorbiți așteaptă avizul de la Primăria București, de la Comisia Tehnică de Circulație. Sunt niște pași birocratici pe care suntem nevoiți să-i urmăm. Insistăm la Primăria Capitalei să primim răspuns. N-aș putea să evaluez când îl vom primi. Dar acesta este un răspuns foarte scurt. Acum discutăm despre regulament și nu despre situația punctuală a unui loc de parcare sau altul. Și regulament am și transmis pe e-mail. Din punctul meu de vedere, corelația proprietar-mașină cu apartament n-ar trebui să existe. Eu, ca proprietar în sectorul 2, pe strada Nada Florilor, trebuie să am drept să obțin un loc de parcare, chiar dacă eu nu am decât reședință aici, viză de flotant, iar mașina este matriculată în altă parte. Pentru că, din fericire sau din nefericire, sunt proprietar în mai multe locuri și acolo am ales să-mi matriculez mașina. Dacă asta devine o problemă,
poate luați în considerare ca astfel de situații, nu știu, să fie un cost suplimentar, să fie, adică faptul că mi se ia dreptul de a avea un loc de parcare nu mi se pare ok. Nu vi se ia dreptul, ci locul de parcare îl veți avea acolo, puteți avea un loc de parcare acolo unde aveți înregistrat autoturismul. Dacă îmi permiteți, vă rog să-mi termin propoziția. În metoda propusă de dumneavoastră, dumneavoastră ați putea avea 6 locuri de parcare în fiecare sector din București. Dacă ați avea 6 proprietăți. Ok. Extrapolând, deși nu e cazul, există această posibilitate. Care ar fi problema? Dacă eu ca proprietar... Problema este că avem extraordinar de multe mașini, extraordinar de multe cereri de loc de parcare pentru un preț care este în mod evident mic și pentru că trebuie să asigurăm atât sectorul 2 că încasează și taxele pe mașină și impozitele și pe proprietate, dar și pe taxa de parcare. Și cred că este... Pentru locuitorii sectorului 2, cred că este o variantă corectă. Da? Sigur, vedem ce reiese din dezbatere. Mulțumesc. Reașez situația mea pentru a fi mult mai clar. Sunt proprietar în sectorul 2, locuiesc în sectorul 2, mașina este înmatriculată în altă parte. Sunt dispus, eventual, la un cost suplimentar. Dacă numărul de mașină trebuie să fie neapărat de București pentru că nu plătesc impozitul pe mașină în București. Dar faptul că legați proprietatea de numărul de mașină și de domiciliu, din punctul meu de vedere, îmi luați dreptul meu de a avea un loc de parcare. Asta e punctul meu de vedere, l-am transmis și asta doresc să-l reiterez în această dezbatere. Puteți numai un că... loc de parcare acolo unde aveți înregistrată mașina. Ați spus asta de două ori, mașina este matriculată în provincie. Mulțumesc, nu mă ajută cu nimic. Eu locuiesc de luni până vineri în București. Unde îmi las mașina? Din păcate, și cu asta o să închei, din păcate ne aflăm în situația în care în sectorul 2 sunt peste 300.000 de mașini și 26.000 de locuri de parcare. La întrebarea unde îmi las mașina, trebuie să răspundă peste 300.000 de posesori de mașină în acest moment. Și mi-e teamă că nu putem răspunde pentru toți. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, nu mai intervin, că înțeleg că... Domnul Florin. Salutare tuturor. Salut, Radu. Florin Adea este numele meu. Locuiesc pe Dima Cristescu. La fel, o zonă extrem de aglomerată din București, din punct de vedere al locurilor de parcare, orice. Domnule Florin, vă auzim foarte prost. Nu știu. Auzim ce. Foarte prost. În continuare foarte prost. Acum este mai bine? Da. Așa, perfect. Nu că mi-am pus handsfree-ul, că am crezut că merge microfonul de la laptop. Bun. Salutare tuturor. Eu sunt Florin Aldea, locuiesc pe Dima Cristescu, într-o zonă la fel extrem de aglomerată din București, din punct de vedere al mașinilor, locurilor de parcare, etc. Iar primul lucru pe care aș fi eu interesat ar fi legat de, a specificat partea de cerere online. De când o să se poată depune chestia asta online? Adică de când o să devină o aplicație pentru parcare de reședință, nu știu, digitală completă, adică poți să vezi locuri libere, să-ți depui cerere și mai ales să vezi câte persoane sunt în fața ta, pentru că întrebarea este, e în continuare, se respectă primul venit, primul servit sau schimbăm un pic regulile? Nu schimbăm regula, este primul venit, primul servit. Aceasta este regula. Softul cred că va fi gata undeva în luna iulie sau așa, am eu promisiunea că va fi gata în luna iulie. Am oarece rezerve, ca să fiu sincer, pentru că aș vrea să-l văd înainte, fiind un om care a lucrat în IT, am învățat că, mă rog, trebuie să vedem mai multe variante până când va fi gata. Dar asta este promisiunea, că va fi gata în luna iulie, probabil însemnând că din august se pot face aceste procese transparent și online.
Cred că și în acest moment există un formular prin care se poate transmite o cerere. Sigur, nu avem softul care să gestioneze și să arate și să fie transparent încă. Nu avem softul care să fie transparent, să ducă transparența acolo unde ne-am dorit. Softul acesta va fi gata în iulie, dar astăzi există un formular prin care puteți transmite cerere de alocare a unui loc de parcare. Și okay, eu țin okay. La transparență, repet, există această cerere, se muncește la acest soft, sperăm să fie gata la finalul lui iulie, aștept să văd și eu rezultatele. Bun. Și ce o să se întâmple cu cererile care au fost depuse? Că sunt și eu, de exemplu, am o cerere depusă de vreo 4 ani. Și am un număr de înregistrare. Din dificultatea acestui soft este că trebuie să integreze situația existentă, atât a locurilor de parcare existente, atât a proprietarilor existenți, cât și a cererilor existente. Cererile sunt într-o bază de date, portarea în această aplicație se va face la finalul lunii iulie, teoretic. Practic, vom vedea, e posibil, dacă mă întrebați personal ca ITist, o să spun că probabil vor exista oarece diferențe pe care le vom corecta. Dar n-am, asta doar din experiența mea de ITist, că atunci când se lansează un soft, avem de corectat multe lucruri. Da, și eu lucrez tot în IT. E în regulă. Acum, legat de următorul lucru pe care l-am încat, ce se întâmplă? Mi-a spus că poți să-ți depui cerere, urmează să primești momentul în care se eliberează sau ceva, dar... ce facem, de exemplu, cu prelungirea asta automată de la an la an, doar prin plata taxei? Pentru că dumneavoastră ați venit și a spus acum și în nou regulament că, domnule, ca să obții un loc de parcare, tu trebuie să ai ITP și asigurare valabilă. ITP și asigurare este valabil, ITP-ul e pe un an sau doi, oricum, iar RCA-ul nu poți să-l faci pe mai mult de un an de zile. Adică persoanele care au deja locul de parcare de 5 ani, 6 ani, de 10 ani, de când îl au, da? Persoanele respective nu au mai depus nimic, nici la ADP, nici nicăieri. Au niște rable care rămân parcate pe locurile respective și alea cu suma respectivă pe care o plătesc pe an este infimă. Doar o paranteză vreau să fac. Eu locuiesc într-un bloc nou. Nu am loc de parcare, bineînțeles, dar eu mi-am închiriat un loc de parcare în subsolul blocului și o plătesc 300 de lei pe lună, domnul primar. Deci pe lună. Și știți de ce plătesc 300 de lei? Pentru că este la subsolul 2, adică la etajul minus 2. Pentru că dacă era la etajul minus 1, plăteam 380 de lei pe lună. Alți vecini atâta plătesc. Pentru un loc de parcare pe Dima Cristescu, unde un vecin dintr-un bloc de vis-a-vis și-a pus o plăcuță din aia mare cu loc privat, loc plătit, și plătește 60 de lei pe an. 500 de lei de la anul. 500 de lei de la an, ok, bun. E ce când plătesc pe o lună jumătate. Și... Da, înțeleg ce spuneți. Este într-adevăr o mare discrepanță între locurile de parcare oferite de piața liberă și prețul unui loc de parcare votat în Consiliul General. A fost unul din principalele lucruri pe care le-am spus și mi-am asumat și public și toată furia publică pentru creșterea taxei pentru locul de parcare. Mi-am asumat-o și mi-o asum în continuare. Am fost unul dintre promotorii cumpirii locurilor de parcare. Știu ce spuneți dumneavoastră, că este foarte complicat cu închirierea de locuri de parcare, că sunt mult mai scumpe. Facem pași în direcția asta. Referitor la faptul că unii au sau n-au ITP, au sau n-au asigurare, mai locuiesc sau nu mai locuiesc la adresă, știu că Primăria Sectorului 2, ADP Sector 2, a pornit un efort de actualizare a datelor, dar trebuie să ținem cont de faptul că sunt 26.000 de locuri de parcare pentru care trebuie făcute aceste verificări, care iau un timp. Păi nu mai bine resetați toată partea asta și își depune toată lumea actele din nou pentru fiecare loc de parcare? Înțeleg ce spuneți dumneavoastră și ar fi foarte interesant pentru toți cei care n-au loc de parcare, doar că efortul de a relua toată documentația plus tot coșmarul juridic că odată ce s-a obținut un loc de parcare și se îndeplinesc condițiile să luăm locul de parcare cuiva, s-ar putea să pierdem în multe procese. În plus, față de asta, ar fi un coșmar logistic, adică nu se poate.
Trebuie să vedem că se respectă regulile care au fost deja stabilite. Ar fi incorrect acum să schimbăm regulile pe parcurs, să zicem... Păi tocmai astea sunt regulile, domnul primar, nu? Regulile să ca mașina să beneficieze sau persoana respectivă să beneficieze de un loc de parcare ADP este ca mașina să aibă ITP și asigurare. Asta înseamnă că tu în fiecare an este obligația ta să-ți depui actele împreună cu plata taxei de parcare. Și atunci locul într-adevăr ți se prelungește, e ok. A, nu le mai ai? Bun, ok, trecem la următor. E mai mult decât atât. Nu doar faptul că este loc, că există ITP și RCA, astea sunt niște lucruri mai simple și putem face eventual colaborări cu statul român și o să mă asigur că se va întâmpla asta, probabil nu acum în iulie, dar într-un viitor, în care aceste informații să se preia automat de către soft, că în acest moment se poate afla dacă un autoturism are sau nu RCA, algoritmic. Da. Deci vom face asta în viitor, dar se mai verifică și altceva, un lucru foarte important, faptul că cel care deține locul de parcare locuiește acolo, că se întâmplă de multe ori să se fi mutat, să nu mai locuiască acolo și să-și păstreze locul de parcare pe care îl subînchiriază, și atunci... vinde, nu știu cum să spun, altcuiva. Adică să există tot felul de astfel de variante și lucrul ăsta am vrea să-l descurajăm. Pentru că și dacă atunci... există o piață a locurilor de parcare obținute așa, mi se pare incorrect față de ceilalți cetățeni care ar avea dreptul să obțină loc de parcare. Există, să știți, asta nu cred că e un lucru străin pentru, cel puțin pentru persoanele care sunt prezente aici. Păi și atunci nu e mai simplu cu noul regulament adoptat să schimbați regula asta și atunci vine, e ca și cum ți-ai depune actele pentru nou loc de parcare, doar cu mențiunea că tu, dacă l-ai avut și anul trecut, da, domnule, uite, beneficiezi, ai prioritate la locul respectiv. Tot așa, foarte scurt vă răspund ca să putem trece și la următoarea persoană. Cred că este o doamnă care a ridicat mâna, dar a ridicat-o la cameră și nu-i văd numele acum. Deci, ca să vă răspund, nu este simplu. Nu putem să gestionăm, să procesăm, birocratic vorbind, 26.000 de locuri de parcare în fiecare an. Este foarte, foarte greu să reverificăm toate actele pentru 26.000 de locuri de parcare. Ne-ar trebui foarte mulți funcționari care să facă exclusiv asta. Deci nu este rezonabil. Trebuie să găsim, pe lângă efortul foarte mare pe care toți cei 26.000 sau 25.000, că se cam schimbă cam 1.000 pan, 25.000 de cetățeni ar trebui să-l facă. Adică ne umplem de birocrație excesiv, aș spune, în acest caz. Facem verificările, dar trebuie să ne asigurăm și că nu blocăm serviciul cu totul sau nu știu, plătim mult mai mult pe acest serviciu decât face. Păi și atunci, cu alte cuvinte, cine are loc de parcare o să-l aibă cât timp plătește suma respectivă și ăla e, nu? Nu, facem verificări bazându-ne pe informațiile pe care le avem. Ușor, ușor o să obținem algoritmic de la RCA. Putem ști, în acest moment se poate ști, fără să-i cer omului dovada, se poate ști dacă are RCA sau nu, dacă are ITP sau nu. Ne trebuie niște protocoale la care o să lucrăm. Facem lucrurile astea. N-are sens să punem toți oamenii pe drum când informațiile astea există în format electronic. Direcția este ca noi să facem protocoale cu instituțiile în așa fel încât să obținem aceste informații în acest scop. Și în direcția asta vom merge și vom verifica din ce în ce mai mult. Dar nu putem să-i punem pe toți oamenii să revină cu toate actele și să blocăm și funcționarea ADP. Gândiți-vă ce înseamnă să procesăm 25.000 de cereri cu toate documentele. Poate s-au depus greșit, poate trebuie să-i mai chemăm o dată pe oameni. E un coșmar. Adică nu mai facem nimic. Bun, mulțumesc. Doamna Constantina Lițica, dacă nu mă înșel. Doamnă, nouă sunteți pe mute, să știți, nu vă auzim. Acum am auzit, bună ziua. Da, bună ziua, vă auzim. Mulțumesc frumos pentru inițiativă. Am două întrebări. Ce intenții aveți sau ce se întâmplă cu cei care nu locuiesc în blocuri? Cu cei care locuim în case. Pentru că situația noastră e
nu știu, să nu zic cum e. Deci avem vreo șansă să ne parcăm în mod legal mașinile în fața caselor sau trebuie să ne certăm în continuare cu vecinii sau cu cei care lucrează la noi în cartier, în blocurile din jurul nostru? Eu locuiesc în zona Floreasca, în spatele stadionului Dinamo, iar acolo este la intersecția lui Barbu Văcărescu cu lacul Tâi, este acea construcție imensă. Și foarte mulți din oamenii de acolo vin și își parchează mașinile pe străduțele astea. Deci dacă noi plecăm de acasă, s-a terminat. Nu mai găsim loc. Ok, deci întrebarea este, noi cei care nu locuim, nu avem șansa, în ghilimele, să locuim în blocuri, ce facem? Și a doua întrebare este cam care ar fi, dacă se va întâmpla ceva, care ar fi orizontul de așteptare? Vă mulțumesc frumos! Cu mare plăcere, să știți că nu sunteți prima persoană care mă întreabă, cred că de aceeași stradă, Râul Doamnei cumva sau ceva de genul ăsta, cred că se numește. Nu, nu, asta nu e Floreasca, Râul Doamnei, nu. Nu, mă rog, nu mai poate. Care e importanță, da. Știți eu, dar mi-a mai zis cineva de strada asta. Înțeleg ce spuneți, pentru asta trebuie să desemnăm acele parcări, locuri de parcare, ca fiind parcare de reședință. Asta înseamnă aviz de la capitală. Înseamnă mai întâi un proiect, că refacem, sistematizăm strada și apoi aviz de la capitală să le creăm. Avem de gând să facem acest lucru, nu vă ascund că cred că asta trebuie făcut. O să creăm niște locuri de parcare care pot fi, vor putea fi apoi desemnate drept locuri de parcare de reședință. Deci facem acest lucru, sunt niște pași, nu mă aștept să se întâmple anul ăsta, vă spun sincer, probabil pe la anul. Mulțumesc. Dar asta nu ține de regulamentul pe care discutăm astăzi. Ok, mulțumesc foarte mult, mulțumesc frumos. Doamna Cătălina Bârsan. Bună ziua, mă auziți? Bună ziua, da. Ok, eu aș vrea să spun câteva puncte de vedere ale mele. În primul rând, cu domnul Florin sunt de acord că ar trebui să existe o rulare a acestor locuri de parcare, pentru că în acest moment cei care stau de foarte, foarte mult timp în bloc au locuri de parcare, iar cei care vin mai nou, chiar dacă de 10 ani, nu au șansa la locul de parcare și mi s-ar părea normal să existe o rulare. Mă gândeam că poate exista această rulare prin licitația locului de parcare. Asta rămâne de văzut la dumneavoastră, să vedeți dacă puteți să faceți. Doi, mi s-ar părea normal să existe prioritizare și pentru femei gravide, familii cu copii mici și locurile cu celor cu handicap. Și acum nu există decât pentru cei cu handicap și pentru aceștia mi s-ar părea normal să existe o taxă specială și familiile cu copii mici și femeile gravide ar trebui să aibă și ele prioritate și astfel prin rularea acestor locuri de parcare ar putea să aibă, pentru că, bineînțeles, ești gravidă doar o perioadă, ai copil mic doar o perioadă și atunci sunt și alții care beneficiază după ce treci tu prin perioada respectivă. Și aș vrea să întreb, astea sunt punctele mele de vedere, aș vrea să întreb ceva legat de posibilitatea de a sesiza parcarea unei mașini pe un loc de parcare plătit care nu este mașina care a obținut locul de parcare. Dacă aveți în vedere lucrul ăsta, noi cetățenii să putem să, în momentul în care nu este parcată mașina care a obținut acel loc de parcare, pentru că acum sunt foarte multe mașini care parchează pe acele locuri de parcare, sunt proprietari care au două mașini, vin cu mașina de firmă, parchează pe locul de parcare pe care l-au obținut pe o mașină personală și mașina personală o țin în fața blocului pe locurile comune, ca să zic așa, ceea ce mi se pare complet anormal. Mulțumesc. Există procedură, dacă nu mă înșel, pentru locurile de parcare pentru persoanele cu dizabilități. Există deja această procedură. Pentru rularea
locurilor de parcare, așa cum spuneți dumneavoastră. Dacă nu mă înșel, în acest moment nu avem bază legală să facem acest lucru. În acest moment, așa cum arată legea, odată ce cineva a obținut locul de parcare și continuă să îndeplinească condițiile de deținere a locului de parcare, acesta nu poate fi luat. A încercat domnul Negoiță la sectorul 3, nu a ieșit. A pierdut în instanță, dacă nu mă înșel. Deci nu există bază legală pentru rularea de care vorbiți. Înțelegerea mea este că există bază legală pentru licitație privind alocarea de loc de parcare, dar nu suma pe care se plătește anual. Suma care se plătește anual este atributul exclusiv al Consiliului General. Deci se votează suma anuală de plată. O stabilește Consiliul General al Municipiului București. Alocarea locului de parcare prin licitație s-ar putea face, doar că și aceasta este un experiment încercat de către domnul Robert Negoiță la sectorul 3 și înțelegerea mea este că nu funcționează din motive omenești, în care vecinii se supralicitează unul pe celălalt și după aceea nu plătesc și se blochează toată alocarea de locuri de parcare. Trebuie să ne gândim ce se întâmplă, cum facem toată povestea asta, dar în acest moment n-am văzut un model funcțional pentru licitație. De altfel, sunt foarte multe persoane care și consideră că un astfel de sistem încurajează foarte tare oamenii care au mulți bani și nu mi-e foarte clar dacă în ce fel poate fi el implementat. Referitor la copii mici, recunosc că asta nu ține de locuri de parcare, ar ține mai degrabă de unul sau două locuri în apropierea reședinței, care să fie cu timp de staționare limitat. Mi-ar plăcea această idee, dar nu cred că este fezabilă în Bucureștiul anului 2021. Probabil în Bucureștiul anului 2030. Sper că vom avea acest grad civic, de grad de civism, prin care să înțelegem că ar trebui să lăsăm niște locuri în apropiere de intrare pentru cei cu copii mici, care să-și lase copiii și apoi să plece să mute mașina mai departe, pentru cei cu greutate, pentru care au de adus lucruri grele și ar vrea să nu le care de foarte departe și să stea 10 minute în fața scării, apoi să mute mașina și așa mai departe. În acest moment, cred că ar fi extraordinar de multe încălcări ale unei astfel de reguli și nu cred că am putea să facem față unui astfel de val. Deci, din acest punct de vedere, sper că mai încolo să ajungem să putem implementa o astfel de măsură în care unul sau două locuri de parcare din apropierea blocului să poată fi rezervate pentru astfel de lucruri. Pentru sesizarea a unei mașini care parchează pe un loc pe care nu l-a obținut în mod legal, se puteți trimite mail la poliția locală. Puteți să-mi spuneți care este adresa de e-mail? O să scrie colegul meu pe chat informația cu adresa de e-mail prin care puteți transmite un astfel de e-mail. Poliția locală vine și verifică acest lucru și locul de parcare poate fi retras. Bun. Domnul Ștefan Serafim, din nou, dacă este foarte scurt, vă rog. Bună ziua, mă auziți? Bună ziua, bună ziua. Vroiam să spun ca sugestie la ce a spus Florin vis-a-vis de verificarea RCA-ului, tot ca modalitate de a elibera sau a consolida structura parcărilor. Știu că în acest moment există un site public unde se poate verifica că un număr de mașină are sau nu RCA, deci o interogare cumva acolo, fără să se meargă către alte instituții ale statului, dar asta ar presupune o implementare de IT. E ca sugestie și în felul acesta
poate vin și în consimțământul celorlalți care spunem că s-ar putea face o verificare și o eliberare a celor locuri de parcare care nu și-au sensul. Dumneavoastră a spus foarte clar, odată ce cineva a obținut un loc de parcare, teoretic nu îi se poate retrage acest loc de parcare. Practic, tot dumneavoastră spuneți că... cât respectă condițiile de acordare. Dacă nu le mai exact. Respectă, de exemplu, nu mai locuiește acolo sau și-a vândut mașina sau așa, îi poate fi retras. Da, dar uitați, nu are RCA, este o rablă. Sau, cum a spus doamna dinainte, vine cu mașina de serviciu și el își pune mașina personală pentru care a obținut locul de parcare în altă parte. Astea sunt toate modalități de a frauda oarecum atribuirea locului de parcare și a folosi niște tertipuri. În felul acesta se descoperă că cineva de fapt nu mai îndeplinește condițiile, contractul ar trebui să devină nul. Și vin la partea a doua, vis-a-vis de transparentizare. Și mă dau din nou ca exemplu. Eu nici acum nu știu locul, cererea mea, pe al câtelea loc se află pe o listă de așteptare, 1 și 2, ce înseamnă transparentizarea privind atribuirea locurilor de parcare. Știți foarte bine, în zona de care vorbim sunt foarte multe blocuri înalte de 10 etaje. Eu nu știu, mereu mi s-a spus că în perimetru, în jurul blocului, niciodată n-am știut informația aceasta. Nu am găsit public nicăieri și al treilea lucru care vreau să vi-l reamintesc, că tot a spus mai devreme de schimbarea, că nu puteți schimba regulile în timpul jocului, din moment ce eu am cererea depusă în 2016, dar din diverse motive nu mi-a fost atribuit până acum un loc de parcare, deși în trecut condițiile pe care dumneavoastră vreți să le impuneți prin acest regulament nu existau, cumva față de cererea mea din 2016 schimbați regulile și eu mă simt un pic scos în afară. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnul Mihai Vasiliu. Bună ziua, mulțumesc pentru accept. Eu locuiesc în zona Bulevardul Acutei. Aici, în urmă cu câteva luni, s-a construit la numărul 69A un magazin Lidl, care a luat jumătate din lățimea străzii Sfântul Petru Tei, care se intersectează cu Bulevardul Acutei. Prin urmare, a luat inclusiv bucata de trotuar și 17 locuri de parcare. În urma acestui... Ilegale. Poftim? 17 locuri de parcare ilegale. Erau 17 locuri de parcare și trotuar pe acele străzi, pe această stradă. Locurile de parcare nu erau încadrate în locurile de rezidență care se puteau atribui prin acest program, într-adevăr. Dar erau locuri publice pe această stradă, Sfântul Petru Tei. Erau locuri publice, dar nu erau locuri de parcare. Erau în acela este un teren... Îl cunosc foarte bine și erau locuri de parcare nedesemnate ca fiind locuri de parcare. Ok, ele erau marcate, dar da, nu făceau parte din programul atribuirilor locurilor de reședință. La momentul respectiv s-a discutat cu consilierii care erau atunci pe vremea fostului primar și una dintre soluții convenit atunci a fost ca pe Bulevardul Acutei, în zonele în care trotuarul este suficient de lat, să se facă alveole în care se pot parca mașinile și care vor fi la rândul lor atribuite locurilor de reședință. Cam pe toată bucata de la numărul 1 până la numărul 69-70, trotuarul este suficient de lat pentru a permite crearea acestor alveole. Dar nu am văzut nimic făcut în acest sens în ultima perioadă. De asemenea, cred că am putea să luăm în discuție și folosirea locurilor de parcare din parcările magazinelor, cum ar fi acest Lidl, în afara programului lor de funcționare. Bun, două lucruri care nu țin nici acestea de regulamentul de atribuire a locurilor de parcare de reședință, dar o să le adresez și aici, că nu vreau să fug de ele. Unu. Acele locuri de parcare, v-am mai spus, nu erau desemnate ca locuri de parcare, era un teren virant care sigur poate fi folosit ca loc de parcare, dar după aceea dacă proprietarul vrea să facă altceva cu el, are tot dreptul din lume să facă altceva. Faptul că înainte se parcau mașinile acolo nu înseamnă că se vor parca pentru totdeauna. 2. Referitor la Lacutei. Bulevardul Lacutei, toate bulevardele de altfel, se află în administrarea Primăriei Generale, Primăriei București, administrația străzilor. Pentru a face acest lucru pe Lacutei, avem nevoie de o sistematizare. Sistematizare care
am vrea să o preluăm noi, am făcut cerere către Consiliul General să preluăm noi acest lucru. Încă nu s-a întâmplat, nu avem un răspuns oficial al Primăriei Generale pentru, pentru acest lucru. Deci nu contest că ar putea să existe astfel de, de locuri, dar în acest moment nu avem atribuții să facem, să facem aceste locuri de, de parcare. Și mai era încă, încă o întrebare de la dumneavoastră, dacă puteți să-mi reamintiți că nu mi-am notat-o. Da, dacă se pot folosi parcările supermarketului, cum asta, este și acest lead în afară programului. Este într-adevăr una dintre cele mai des întâlnite sugestii de a folosi locurile de parcare ale supermarketurilor atunci când ele sunt libere. Din păcate nu funcționează și o să vă spun de ce nu funcționează. Supermarketurile au cea mai mare nevoie de locuri de parcare atunci când oamenii pleacă de la serviciu, pentru că atunci își fac cumpărăturile. Și atunci supermarketurile au nevoie ca locurile lor de parcare să fie libere. Oamenii au cea mai mare nevoie să lase mașina în parcare când se întorc de la serviciu. Exact pe același segment orar. Deci putem sta de vorbă cu orice fel de supermarket, orice fel de mall, care o să spună cu siguranță vă putem închiria locurile de parcare începând cu ora 10, să spun, 10 seara, doar că vor fi extraordinar de puțini oameni care vor dori să-și lase mașina la ora 7, 5, 6, 7 și o vor lăsa undeva pe la cutei și la ora 10 își pun pantofii, își pun paltonul, coboară și iau mașina și o mută la Lidl. Nu o să se întâmple, sau, mă rog, la un alt supermarket. Nu o să se întâmple acest lucru. Deci asta este o problemă structurală a acestei abordări. Bun, mulțumesc. Domnul Florin și după aceea doamna Gabriela. Dar mai întâi domnul Florin. Ok. În primul rând, legat strict de regulament, să știți că, din punctul meu de vedere, este foarte bună asocierea proprietar cu înregistrarea de mașină la Finanțe Sector 2. Este corect. Acum, ca și propuneri, uite, pentru locurile care urmează să vină, având în vedere contextul, toată lumea cu poluare, cu o grămadă de probleme, cu nu știu ce, nu puteți să introduceți în regulament ca alocarea locurilor să se facă în funcție de norma de poluare? Adică să începeți, uite, domnule, în sectorul 2, locurile de parcare o să se facă în ordinea mașini electrice, hibride, Euro 6, Euro 5 și în ordinea asta. Și atunci nu mai e primul venit, primul servit, unul care și-a depus cererea acum 10 ani. Și e, uite, e o chestie și la zi, e o chestie și deșteaptă pe care care se poate face în sectorul 2 și, într-adevăr, uite, s-ar putea să se dea și mai departe chestia asta. Mi s-ar părea o idee foarte bună. Iar legat de partea cealaltă cu persoane care parchează pe locuri ADP și nu e mașina lor și nu știu ce, dacă tot faceți aplicația și dacă tot o să aveți o bază de date cu toate mașinile care există, alea 20 și ceva de mii sau câte locuri sunt, da? Scoateți frumos toate numerele de parcare, emiteți câte un sticker care se lipește în parbriz și chemați proprietarii să-și pună stickerul în parbrizul mașinii ca să vadă fiecare pe ce local. Și atunci ați rezolvat toate problemele și cu toate neregulile care s-au făcut în ultimii ani și în ADP și peste tot. E foarte simplu și probabil că costă infim comparativ cu orice altceva. Un sticker din ăla de plastic care se lipește pe parbriz. Mulțumesc! Mulțumesc mult! E o sugestie pe care mă notez. Doamna Gabriela Cerchea. Da, bună seara. Eu am creat mai târziu în dezbatere și prima întrebare ar fi care este propunerea pentru plata anuală în zona noastră, în sector 2? Bună ziua, doamnă. Da. Aceste tarife sunt aprobate de către Consiliul General. Acum aproximativ două luni au fost aprobate tarifele pe care eu le-am promovat, deci le susțin în continuare. Am fost unul dintre promotorii creșterii substanțiale ale acestor tarife. Ele vor fi 600 de lei pentru zona A, 500 de lei pentru zona B,
400 de lei pentru zona C, 300 de lei pentru zona D. Ele erau mult mai mici înainte, maximul era 84 de lei pentru zona A și cred că 70 de lei pentru zona B. Mulțumesc. Deci zona Obor Moșilor intră în zona B. Da, deci probabil 500 de lei va fi pe an. Ok. Numărul 2. Sugestia numărul 2. Se poate face o ordonanță sau, mă rog, o decizie a Consiliului Local ca pe străzile laterale să implementați parcări de rezidență, pentru că în zona unde locuiesc eu, Obor Moșilor, cumva în spate, Lungșoara, vin o mulțime de oameni care își parchează mașinile cu orele. Mulți dintre ei vin la jocurile de noroc și își parchează acolo mașinile, exact la orele la care noi venim acasă. Da, doamnă, și avem acest lucru, dar tot cu ne trebuie aviz de la Comisia Tehnică de Circulație pentru sistematizarea străzilor și avem în plan acest lucru. Ne mișcăm mai încet decât mi-aș dori eu, dar se muncește la asta. Deci cumva până la sfârșitul anului sau se va realiza? Dumneavoastră, în mod particular, strada spuneați că este? Rovine. Rovine? Rovine. Rovine. N-aș putea să vă spun în acest moment că nu le știu pe toate cum sunt, dar știu că avem peste 100 de străzi propuse spre sistematizare, aprobate de către Comisia Tehnică de Circulație, neimplementate de către administrația străzilor pentru că nu are bani. Așteptăm și o să mai insist la domnul primar general să ne dea în administrare aceste lucruri ca să le putem finaliza. Și numărul 3, am scris deja un mesaj pe chat. Care este situația în care, adică cum se poate rezolva situația în care un proprietar nu mai locuiește în bloc, are loc de parcare și îl pasează chiriașilor? Este una din cele mai comune situații. Da, ei, se poate rezolva, ar trebui proprietarii să aibă prioritate. Care locuiesc în fapt. Asta am și propus. Da, să nu se mai transmită aceste lucruri. În acest moment, dacă știți că se întâmplă acest lucru, puteți trimite un e-mail către office@policialocala.s2.ro pentru a sesiza acest lucru la Poliția Locală și ei să poată să constate. În acest moment asta este. Dar să știți că ideea cu stickerul, cu autorizația, nu mi se pare rea și ar putea să rezolve sau să limiteze această problemă. Este o practică. Că cineva are sticker pe mașină cu autorizația și cu locul, ori e are stickerul și parchează la locul lui, ori dacă nu are sticker, înseamnă că nu e locul lui. Deci o să mă gândesc la varianta asta cu stickerul, nu mi se pare o idee rea. O să o analizăm. Mulțumesc. Ok, mulțumesc și eu. Domnul Ionuț Corlau. Bună seara, mă auziți? Bună seara, da. Vă salut și salut ceilalți participanți. În primul rând doresc să vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi. E prima dată când fac asta cu domnul Mar și sper să se ia în considerare ceea ce se discută. V-aș ruga, dacă se poate, să vă apropiați de microfon sau să vorbiți un pic mai tare. Sigur. În primul rând, ce aș dori să evidențiez este faptul că alocarea nominală mi se pare că face mai mult rău decât bine, în sensul în care o mașină ocupă două locuri de parcare. Să zicem că are un loc nominal atribuit, pleacă la servici, ocupă locul de parcare pe care stă la servici și locul de parcare care stă să o aștepte acasă. Deci două locuri de parcare ocupă simultan. Asta înțeleg că este la atitudinea Consiliului General, era doar o propunere. Legat de regulament, procedura de atribuire mi se pare că este total netransparentă. Primul venit, primul servit, ar trebui trasate
niște chestii cuantificabile, niște obiective cuantificabile legate de procedura de atribuire. A doua propunere este legată de intervalul orar pentru care poate fi închiriat acest loc de parcare, pentru că acum se închiriază 24 în 24 de ore. Mă gândesc că ar fi o propunere să există o fereastră în cursul zilei în care să poată fi folosită parcarea și de cei care au nevoie. Să zicem că sunt oameni care se duc în vizită la cineva sau se duc să, nu știu, presteze diverse servicii. Legat de renoirea contractului, aș dori să evidențiez faptul că părerea mea este că ar trebui puse într-un sistem electronic, atât RCA-ul cât și ITP-ul mașinii și nu verificate din ochi de către angajații ADP, pentru că, ok, se verifică, se vede dacă este valabil, dar angajatul poate trece cu vederea foarte ușor. O altă propunere este legată de contractul de comodat. Există posibilitatea să se facă contract de comodat pentru locurile ADP, ceea ce face ca proprietarul locului să poată să atribuie locul de parcare, pe când doar ADP-ul ar trebui să atribuie locul de parcare, nu proprietarul, făcând contract de comodat. Și o ultimă propunere este legată de cei care își pun pancarde cu mesaje de amenințare sau crăci sau lădițe sau tot felul de astfel de chestii, ca în cazul în care se constată că cineva face lucrul ăsta să îi se anuleze contractul, pentru că suntem într-o capitală europeană și peste tot vedem lădițe sau mesaje de amenințare, nu mi se pare normal. Ar trebui sancționați acești proprietari de locuri de parcare. Bun, eu vă mulțumesc pentru oportunitatea de a lua cuvântul și sper să fie de folos în această dezbatere. Bun, haideți să le luăm pe rând. Referitor la orar, în acest moment nu mi-e foarte clar dacă legea permite închirierea unui loc de parcare pe un anumit orar. Înțeleg că legea spune în acest moment că se închiriază pe o perioadă de un an, care nu pune un orar în discuție. O interpretare prudentă juridică ar fi că pe tot acel an acel loc este închiriat posesorului. Nu mi-e foarte clar dacă există o variantă juridică prin care este un an pe perioada unui an, dar doar de la ora la ora. E juridic, e complicat de văzut dacă legea permite sau nu așa ceva. Comodat pe locul de parcare nu se poate face legal în acest moment. Deci un astfel de contract de comodat nu este legal și poate fi denunțat oricând și cel care face un astfel de comodat își pierde locul de parcare. În schimb, se poate face comodat de la o firmă către o persoană fizică și acea pentru mașină, nu pentru loc de parcare, ci să se cedeze mașina în comodat și acea mașină, pentru acea mașină se poate lua un loc de parcare. Este o discuție, aici nu sunt foarte convins cum este cel mai bine. Sunt multe PFA-uri, firme mici, care își iau mașina pe firmă și își fac comodat ca fiind mașină personală și întrebarea este dacă lor locuiesc la adresă și așa mai departe și dacă ei ar trebui să obțină loc de parcare sau n-ar trebui să permitem aceste comodate, adică mașinile care nu se află în proprietatea celui care face cerere pentru loc de parcare să poată obține totuși loc. E o discuție interesantă de avut, am auzit și păreri pro și păreri contra. Referitor la capre și alte chestii de genul ăsta puse pe locul de parcare, astea sunt ilegale, dar nu cred că și amenințări și așa mai departe sunt ilegale. Dar nu cred că se poate pierde locul de parcare, pentru că atunci ar fi foarte simplu să faci pe cineva să-și piardă locul de parcare, îi pui o astfel de plăcuță, spui că el și-a pus-o și automat își pierde locul de parcare, intră următorul la rând. E o discuție complicată aici. Repet, este ilegal să se pună astfel de plăcuțe și să se pună bare sau mai știu eu ce alte sisteme pe locul de parcare. Asta e ilegal. Dar cred că ar fi exagerat dacă oamenii și-ar pierde locul de parcare pentru așa ceva. Bun, mulțumesc. Nu mai văd pe nimeni cu mâna ridicată.
Dacă mai are cineva ceva de spus, domnul Florin. Da, haideți că și termin. De-a lungul dezbaterii am auzit un cuvânt care se repetă constant și anume legea ne permite, legea nu ne permite, legea e complicată, etc. ca să putem să schimbăm ceva. De ce nu luați în calcul, domnul primar, să modificați legea? Faceți parte dintr-un partid care e la guvernare, au o majoritate, aveți probabil colegi în Parlament, poate să vină cu o inițiativă bazată pe propunerea și experiența diversilor primari din diferite zone, din diferite locații și încercați să faceți o lege fezabilă pentru condițiile actuale care există peste tot și în București și nu numai în București, problema asta este peste tot. Mulțumesc! Din mai multe motive. Unul la mână, se fac, legea asta trebuie să treacă prin Parlament să se voteze și așa mai departe, durează mult. Doi la mână, recunosc că este și o metodă de a scurta argumentația. Adică de multe ori, argumentația pentru care legea spune într-un fel este corectă și este corect ca legea să felul în care legea prevede că se întâmplă. Dar pentru a scurta timpul de dezbatere și a explica de ce legea este corectă, folosesc o scurtătură și spun așa prevede legea, care oricum este un argument care arată că discuția excede cadrul acestei dezbateri pentru locurile de parcare care pot fi adoptate într-o hotărâre de Consiliu Local. Dezbaterea pentru modificarea legii trebuie să aibă loc altundeva. Mulțumesc. Domnul Ștefan Serafim. Bună ziua din nou. Referitor la ultima discuție cu atribuirea doar cu un anumit interval orar, vă dau iarăși un exemplu din altă parte, din provincie. O să vă spun și orașul dacă este nevoie. Până de curând erau atribuite nu punctual, ci în zonă, locuri de parcare, dar în intervalul 18-6 dimineața. În celălalt interval, locurile erau la liber, să spun așa. De curând, în urma unei hotărâri a Consiliului Local, s-a schimbat și locurile devin disponibile pentru cei care au drept în acea zonă 24 din 24. Nu cred că în acel oraș din provincie se aplică o altă lege decât ce este în București, dacă asta s-ar dori. Punctul 1. Adică sugestia era, nu știu, poate departamentul juridic verifică acest aspect dacă chiar e de interes. Și punctul 2, eu revin cu rugămintea, cu sugestia să luați în analiză pentru și cei care sunt, ca în cazul meu, v-am explicat, sunt proprietar, dar mașina nu este aici, poate chiar o altă taxă, o altceva, că s-a tot spus problema că nu este mașina înmatriculată și sectorul nu beneficiază prin prisma taxei auto la bugetul sectorului 2. Eu, ca proprietar, deși am mașina în altă parte închiriată, sunt dispus eventual și la această, între paranteze, amendă. Doar ca să am și loc de parcare. Iar ce a spus dumneavoastră, că aș avea loc de parcare în mai multe locuri, puteți iarăși foarte bine în acea cerere, mai puneți o bifă de, da, mă scuzați, pe proprie răspundere. Mașina în sectorul 2. Poftiți? Mă scuzați că vă întreb, de ce nu vă înregistrați mașina în sectorul 2, acolo unde locuiți? Pentru că în fiecare weekend eu merg în provincie, iar domiciliul este în provincie. Reședința este în București. De luni până vineri muncesc și produc bani în București, în weekend mă duc în provincie. Mașina a fost înmatriculată acolo pentru că toate actele sunt înmatriculate acolo. Doar pentru a avea un loc de parcare, eu trebuie să-mi schimb buletin, pașaport, permis, niște chestii birocratice, mă scuzați, mi se pare că, nu știu, înțelegeți? Eu înțeleg, dar vreau să vă spun că, acum nu știu cum să o zic în... Direct. Trebuie să o zic fără să o spun direct. Domiciliul este acel loc în care locuiți în majoritatea timpului din an. Dacă dumneavoastră... Nu, mă scuzați, legea spune, domiciliul spune că unde locuiești minim 14 zile din lună. Eu nu sunt în cazul ăsta, conform legii. Eu nu sunt, teoretic nu sunt în niciuna din
nici în București, nici în provincie. Pentru că eu nicăieri nu stau 14 zile consecutiv. Înțelegeți? Ok. Și de aceea v-am rugat să analizați... Pe legea de emitere a buletinelor, a cărții de identitate, și domiciliu este acel loc unde locuiți în majoritatea timpului. Mă scuzați, tocmai am fost la sectorul 2 să-mi pun viză de reședință, tocmai pentru a avea acces la parcare, și m-am fost întrebat unde stau 14 zile mai mult. Asta am fost întrebat, domnule. Nu că unde stau mai mult. Trebuie musai cele 14 zile minim. Așa scrie la lege. Și dacă așa este legea, eu vin și vă întreb, eu trebuie să-mi schimb buletin, pașaport, permis, doar ca să am acces la un loc de parcare? Nu, dumneavoastră trebuie să vă schimbați adresa pentru că folosiți serviciile din sectorul 2 și pentru că e normal să plătiți și taxele în sectorul 2, acelea de impozit pe venit, pentru că acolo beneficiați de serviciile puse. Da, intrăm într-o filozofie aici. Nu vreau să intru în această filozofie în acest moment. Înțeleg că dumneavoastră ați vrea să vă fie simplu, dumneavoastră, chiar dacă nu locuiți, chiar dacă nu aveți domiciliu, chiar dacă nu aveți mașina, să aveți totuși loc de parcare în sectorul 2. Dar, sigur, aici e o dezbatere. Pentru că trăim în mileniu 3, în care există mobilitate. Dacă se poate să vorbim pe rând, ar fi excelent. Sunt mulți cetățeni din sectorul 2 care consideră că e normal ca cei care au domiciliu în sectorul 2 și mașina înregistrată în sectorul 2 să aibă prioritate. Vă mulțumesc. Dacă puteți acum să interveniți, dacă doriți. Da, vreau doar să spun așa. Trăim în mileniu 3 unde există mobilitate, unde se încurajează mobilitatea și unde lucrurile ar trebui să devină mai transparente. Faptul că, repet, eu din 2016 am o cerere depusă și pe acel moment nu existau aceste restricții, să zicem, eu pot la un moment dat chiar să câștig un proces în instanță dacă o să ajungem acolo. Nu vreau să ajungem la așa ceva, de aceea sugestia este, sugestia pentru a analiza, evident, nu vă impun absolut nimic, în acea cerere pentru atribuire loc de parcare, să mai existe o bifă în care eu să-mi asum că nu am loc de parcare în altă parte în București, că văd că vă deranjează lucrul acesta, chiar să plătesc suplimentar pentru că nu am mașina înmatriculată și în felul acesta dreptul meu de proprietar să nu fie afectat doar printr-o decizie a unui regulament de atribuire a locurilor de parcare. Și revenind, că ați spus dumneavoastră că sunt persoane din sector care își doresc să aibă prioritate, mă scuzați, cu ce sunt aceia mai presus decât mine, un domn care probabil... Plătesc impozitele în sectorul 2. Și eu, domnule dragă, îmi plătesc impozitul pe apartament în sectorul 2. Dacă este înregistrat altundeva, impozitul pe mașină se duce în provincie. Super, tocmai de aceea am fost dispus să plătesc suplimentar pentru ca și impozitul ăla să fie acoperit și sectorul 2 să nu fie văduvit de mine ca eu, care eu aș fura sau mi-aș folosi în mod nelegal atribuirea acestui loc de parcare. Adică vreau să venim un pic la elementele de piață. Sugestia dumneavoastră. Mulțumesc. Da. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Mai este cineva? Domnul Liviu. Vă mulțumesc frumos încă o dată. Dacă îmi permiteți 10 secunde, o să-i răspund domnului Serafim. Practic, și dar scurt, practic vom avea mai multe mașini de provincie care vor beneficia de locuri ale sectorului 2 de parcare, care vor să-și asume acea taxă, dar noi, locuitorii, cu acte legale și cu absolut tot ce trebuie să îndeplinim regulamentul, nu vom putea beneficia pentru că nu vor mai fi locuri disponibile. De asta nu se alocă pentru mașinile de provincie și de asta nu trebuie, din punctul meu de vedere, ca și cetățean, să se permită așa ceva. Din punctul ăsta de vedere. Aș dori de la primărie, dacă se poate cândva, când se va modifica în urma dezbaterilor sau ulterior, dacă se poate face vreo notificare către poliția locală, să colaboreze cumva cu cetățenii sau cu președinții de asociații de bloc sau cu cineva oriunde, să genereze ei un șef de zonă, habar n-am. Este foarte greu de comunicat cu poliția locală la momentul acesta. Deci în sensul că dânsii nu reușesc niciodată să comunice decât via e-mail, iar acel e-mail întotdeauna este respins la prima solicitare.
pe motiv că nu este adresa completă, pe motiv că nu s-a registrat solicitarea, pe orice motiv, doar ca să nu se intervină. Iar dacă faci o sesizare, să zicem că ți s-a ocupat un loc de parcare sau că s-a întâmplat ceva, către poliția locală, degeaba îți mai răspunde după două zile că n-a fost solicitarea completă, cu toate că ea ar fi fost completă. Nu-i trage nimeni de mânecă, de fapt. Și noi nu avem o posibilitate de comunicare directă cu acești domni, care sunt angajați direcției primăriei. Ai consiliul. Mulțumesc. Nu prea, nici asta nu face obiectul acestui regulament, dar am reținut sesizarea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu foarte mult. Dacă mai sunt alte intervenții, aș mai lua o rundă de intervenții și după aceea aș finaliza. Bun, văd că nu mai sunt persoane care doresc să se înscrie la cuvânt. Vă mulțumesc. Consider că e o dezbatere interesantă. S-au pus unele probleme noi la care nu mă așteptam, unele sugestii care mi se par foarte interesante și pe care o să le analizez. Unele dezbateri care așteptam să se întâmple, dar nu s-au întâmplat. O să propun acest regulament Consiliului Local. O să fac probabil în urma acestei dezbateri mici modificări. Puteți participa de asemenea și la ședința de Consiliu Local, unde vom propune acest regulament. Cred că la finalul acestei luni va avea loc această ședință. Puteți să o urmăriți online, puteți de asemenea să faceți cerere să și participați la ședința de Consiliu Local atunci când se va vota și să aduceți argumente și eventual să propuneți amendamente la hotărâre atunci când va fi ea votată. Acestea fiind zise, vă mulțumesc tare mult pentru participare. Vă urez o seară frumoasă!